A consultat doamna doctor și ne-a spus că are un suflu, a avut sigur că are un suflu sistolic. A trebuit să mergem mai departe la un medic pediatru, cardiolog de copii, boala se numește tetralogia falată. Domn doctor ne-a explicat și ne-a spus că se poate trata prin operații. Este programat pe 1 septembrie la București, la Spitalul Sanador, pentru intervenție chirurgicală. Alături de Fundația Mereu Aproape spune: vreau să ajut. Și un copil va putea râde din nou.